găsit, venim să urmăriți în continuare prezentarea laptopului de gaming Acer Nitro 5. Avem de a face cu un dispozitiv care ne-a surprins foarte plăcut. Cei de la Acer au realizat un adevărat PC portabil, conceput pentru a facilita o experiență cât mai plăcută de gaming, oriunde ne-am afla. Pasionații de gaming au de ales dintre mai multe variante, numai puțin de 4 plăci video pot echipa acest laptop, Nvidia GeForce MX850, GTX 1050, GTX 1050 Ti sau AMD Radeon RX 550. Utilizatorii pot opta pentru procesoare Intel Core 7 sau i5 de generația 7 sau 8-a sau pentru procesoare AMD A12 sau FX generația 7-a. Acer Nitro 5 are o greutate de 2,7 kg, carcasa este neagră, designul este extrem de reușit. Vă voi arăta imediat cum arată carcasa acestui laptop de gaming. Haideți să aruncăm o privire mai atentă. Diagonală de 15,6 inch și rezoluția Full HD. Modelul pe care l-am primit în teste are un procesor Intel Core 7 7700 cu 6 MB cache și care poate fi tractat până la 3,80 GHz, are 32 GB de memorie RAM DDR4, un SSD de 512 GB și un hard disk de 1 TB, precum și o placă video GeForce GTX 1050 de 4 GB. Datorită acestei configurații, gaming-ul s-a dovedit o experiență extrem de plăcută. Vă voi arăta cum rulează acest laptop câteva jocuri. Haideți să vedem cum rulează Acer Nitro 5, un joc amintit în jocul Valentino Rossi, un joc pentru pasionații de motociclism. Evident că va solicita resursele acestui sistem. Haideți să vedem cât de repede încarcă un nivel. Trebuie să vă spun cu această ocazie că sunetul este redat prin cele două difuzoare laterale care folosesc tehnologiile Dolby Audio Premium și Acer True Harmony. Sunt foarte puternice. Acum sunetul este la maxim. Haideți să vedem cum rulează acest joc. Riders on the grid at Termas de Rio Hondo. Concentration at a high as this running of the Argentinian Grand Prix will start any moment now. The bikes have taken.
acum am lansat reditarea modernă a jocului Pac-Man. Nintendo 5 integrează tehnologia cu Boost, cu ajutorul căreia gamerii controlează manual procesul de răcire atunci când utilizarea este intensă, tastatura este iluminată cu LED-uri, iar touchpad-ul are dimensiuni generoase și suport pentru gesturi multi-touch. Acer Nitro 5 integrează o cameră web HD și un cititor de carduri SD. Iată locația cititorului de carduri. În ceea ce privește conectivitatea, Acer Nitro 5 stă foarte bine. Avem un port USB 3.1 Type-C, iată-l. Evident, nu putea lipsi portul HDMI. Un port USB 3.0 și două porturi USB 2.0. Aștept cu interes părerile voastre despre Acer Nitro 5 și vă invit să-mi recomandați și alte laptopuri Acer pentru teste.